Bună și bine ne-am regăsit. Sunt Adrian Cranta și voi prezenta un subiect cu adevărat interesant, anume schimbul de energie și sănătate. Trăim într-un univers de energie și informație și ceea ce contează este ca această energie, această informație să curgă în noi, prin noi, către exteriorul nostru într-un mod echilibrat. În viață trecem prin momente când simțim această curgere și vin momente când nu o mai simțim. De ce și cum se întâmplă aceasta vom vedea în această întrevedere. De asemenea, dacă te întrebi care sunt semnele că undeva această curgere yin-yang a fost afectată, ar trebui să te gândești efectiv la modul cum te simți, modul cum te miști și modul cum reacționezi, cum ești inspirat și cum reacționezi la viață și stimulul vieții. Adică, unul din semnele care apar în modificarea formei și reducerea sau afectarea funcționalității corpului. Deci noi trebuie să fim atenți la modul cum ne simțim în corpul și cum funcționează. Așa că noi trebuie să conștientizăm universul de energie din afară și din noi și modul în care cele două universuri comunică. Pe de altă parte, noi interacționăm cu ceea ce este în jurul nostru, oamenii, animalele, plantele, precum și cu mama pământ. Această inginerie a dinamicii fluidelor plasmatice este important să înțelegem și să începem să o înțelegem. Cum ar trebui să facem acest lucru? Prin a analiza diverse situații ce ne vin prin intermediul întrebărilor și prin a găsi și primi răspunsuri ușor de înțeles și de aplicat. Oamenii se întreabă mereu ce este un schimb de energie. Un schimb de energie este trecerea conștientă sau inconștientă de energie și informație de la un vas la celălalt vas, de la un om la celălalt om, de la o ființă la o altă ființă. De ce apare acest schimb de energie? Schimbul de energie face parte din procesul de comunicare. Ce implică acest schimb de energie? În general, noi suntem interesați să completăm informația mereu și mereu și mereu, să o aducem cumva la zi și să o aducem cumva la momentul prezent. Deci, poate fi o completare, dar uneori sau deseori poate fi o alterare a informației pe care noi o avem. Toate aceste procese au de-a face cu destinul nostru, cu karma noastră. Unele da, unele nu. Ce este karma? Karma este destinul, soarta. Când acest destin, această soartă se aplică? În principiu, atunci când nu faci nimic, este ca o placă de pick-up care se derulează, pistă cu pistă, pistă cu pistă, până când ajunge la sfârșit, la final. Deci, karma este un program cu o serie de evenimente, o serie de întâmplări prin care noi trecem și datorită acestor întâmplări, noi cumva plătim datorii sau acumulăm o anumită înțelegere în așa fel încât să nu mai repetăm anumite evenimente. Deci, putem spune că karma este cumva un program la care oamenii sunt conectați și programul acesta se desfășoară în spațiu-timp, eveniment cu eveniment, așa cum a fost programat înainte de a veni în această viață
Și în felul acesta omul reușește să înțeleagă. Există ceva care presupune că un om este deschis și vrea să învețe lucrurile pe care cumva karma îi le-ar aduce în acest proces de învățare, dar cumva vrea să le învețe mult mai repede. Acest proces se numește Dharma. Dharma, un proces pe care un om și-l asumă și își dedică timpul, spațiul și viața acelui proces. Adică procesul funcționează ca un instrument. În acest proces presupune un control bun, presupune o ascultare deosebită bună. Ce este ascultarea? Ascultarea este mecanismul prin care noi reușim să ne sustragem influenței ego-ului nostru, ego care de obicei ne pune în situația de a abandona lucrurile ce ne pot salva pe noi, lucrurile ce ne pot upgrada, ce ne pot aduce în situația de a evolua. Și atunci, pentru a nu da piept cu ego-ul, atunci noi avem nevoie de un mecanism prin care ego-ul să fie lăsat pe plan secund, în așa fel încât noi să putem să evoluăm. Este cumva karma sau dharma influențată de schimbul de energie? Ele generează schimb de energie, sunt influențate cumva de schimbul de energie și coordonează schimbul de energie. Dar uneori sunt lucruri care se întâmplă în afara karmei noastre. Nu putem spune că totul este scris în karma noastră. Acum mult timp îmi întrebam pe unul din profesori, și anume pe Valeriu Popa. Tot ceea ce facem noi în această viață este karma noastră, destinul nostru? Nu. Păi de ce nu? Păi, de exemplu, și uciderea nu poate să facă parte din programul nostru, din viața noastră, din destinul nostru, din soarta noastră. Este cumva o fugă, o evadare din program, o fugă de a asuma responsabilitatea a ceea ce te așteaptă, a ceea ce vrei să faci în viitor. Cum are loc acest schimb de energie? Schimbul de energie are loc datorită unui spațiu pe care îl împărțim cu cineva, datorită unui timp care îl împărțim cu cineva, datorită unor trăiri comune, unor obiective comune, unor valori comune. Toate acestea duc la optimizarea acestui proces numit schimb energo-informațional. Ce se întâmplă când are loc schimbul de energie? Când are loc schimbul de energie, pot fi trei situații. 1. Poate să apară o blurare a transferului, a schimbului de energie. Poate să apară o creșterea nivelului de complexitate sau o alterare a informației, o completare sau o alterare a informației. Acest schimb de energie presupune nu numai informație, presupune practic faptul că karma cumva se amestecă. Un om, un bărbat vede o femeie. Practic, la un moment dat discută cu ea. O ia de mână. Sufletele lor cumva se apropie, se ating. În momentul acela are loc un schimb puternic de informații, de energie. Când un om are o anume apropiere intimă cu acea persoană, acea femeie, la fel, are loc, dacă e vorba de un sărut sau de o intimitate mai avansată, cu cât intimitatea este mai avansată, cu atât karma celor doi se amestecă. Ce înseamnă că cele două karme se amestecă?
Și binele și răul se amestecă cumva, devin comune. Adică oamenii vor experimenta lucruri comune. Cum vedeți relația de serviciu dintre doi oameni? Sau, de exemplu, aici întreabă terapeut client. Este o idee bună să discutăm despre această relație terapeut-client, doctor-pacient sau doctor-client, masor-client, psiholog-client, preot, enorias, maestru-discipol. Și toate aceste relații presupun un schimb de energie, un schimb de informație. De aceea voi folosi acest termen, și anume terapeut-client, pentru toate aceste tipuri de relații. Este o relație în care de obicei au loc schimburi puternice de informație, schimburi puternice de energie. Cum ar trebui să decurgă relația terapeut-client? Și cum decurge ea, de fapt? Este bine de subliniat acest lucru, pentru că dacă un om nu are o atitudine corectă în relația pe care o desfășoară, nu îți va finaliza într-un mod optim tot ceea ce are de finalizat. Deci, oamenii, în general, în această relație terapeut-client, client-terapeut, în general înțeleg că trebuie să vină și să povestească și să se descarce și să toate lucrurile neplăcute pe care le are, cumva, cu nestat să le descarce pe terapeut. Și merg pe ideea că doar de asta îl plătesc și gândesc în sinea lor. Ce face el cu gunoiul e treaba lui. Eu am venit, i l-am dat, și mai departe e treaba lui. De asta îl plătesc. În general, acest lucru se întâmplă cam în majoritatea tipurilor de relații. Și nu toți, dar majoritatea, practică conștient sau inconștient această gândire. Și în situația asta, oamenii ar trebui să înțeleagă cu toții un principiu universal, o lege a naturii, care spune că orice relație trebuie să fie de tip win-win, câștig-câștig, într-un mod real, autentic, la fiecare nivel. A da bani terapeutului pentru a descărca gunoaiele în ogradă, în ograda sa, nu înseamnă că este o relație de tip câștig-câștig. Că el câștigă bani și, practic, tu câștigi faptul că ai scăpat de gunoi. Lucrul acesta mi-aduce aminte de un experiment foarte interesant, și anume cu mai multe grupuri de copii care erau implicați într-un experiment legat de încărcarea emoțională, angoasă, anxietate, conflicte, tot felul de complexe, și presupunea faptul că la un val mare de frustrări, de agenți stresori ce erau direcționați din afară către ei, presupunea faptul că ei trebuiau să se comporte într-un anume mod. Și au fost selectate trei grupuri, și primul grup era un grup martor, în sensul că a fost lăsat să-și desfășoare modul în care răspunde, așa cum crede, nu conta. Al doilea grup a fost pus în situația să reacționeze și să exteriorizeze toate aceste probleme, refulări, anxietate, toate acestea cumva să le exteriorizeze prin a manifesta o anume violență în exterior. Unii jucau pe calculator tot fel de jocuri, alții băteau un sac de box, alții niște perne de box. În fine,
A treia categorie, al treilea grup, era situația în care trebuia să se gândească efectiv cum toate acele emoții negative, în loc să le cumva să le exteriorizeze, trebuia cumva să fie situația de a le transforma. Dar ei au început să desfășoare un anume mecanism de transformare și iată că emoțiile erau transformate. Mai era un grup, al patrulea, care era pus în situația să țină în el toate aceste supărări, toate această oftică foarte mare să fie ținută în interior și omul să stea acolo ca un fel de vas cucta care fierbe în suc propriu. Ce s-a observat? S-a observat că cei care trebuiau să manifeste, să se exteriorizeze furia, mânia, toate aceste emoții negative, frustrare, prin a bate un sac de box sau a lovi perna de box sau a fi violent, a exterioriza într-un mod violent în afară această trăire internă, ei au devenit, pe măsură ce trecea timp, din ce în ce mai violent. Următoarea categorie, cei care trebuiau să țină în ei, au ținut, până la urmă au explodat, efectiv, au făcut praf totul. A treia categorie a căutat să transforme emoțiile și a devenit o categorie foarte vitală. Multă creativitate, vitalitate, capacitatea de a munci și de a rezolva problemele. Cumva categoria martor, fiecare a reacționat în felul lui, fără să fie dirijat în afară, și oamenii erau efectiv în aceeași situație ca și în trecut, adică nu se schimbase ceva într-un mod flagrant. Deci, iată că noi avem aceste patru categorii care reflectă clar modul cum procedează oamenii cu acest stres, acest gunoi emoțional. Și atunci trebuie să vă gândiți că modalitatea corectă de a rezolva această problemă este de a transforma. De ce? Noi cumva devenim conștienți că toate aceste emoții negative nu sunt altceva decât propria noastră energie vitală care, printr-o adresă mai puțin bună, o adresă negativă, s-a transformat într-o energie negativă. Și este foarte interesant de a înțelege ce vom face mai departe. Deci, repet, a da banii terapeutului pentru a descărca gunoaiele în ograda sa nu înseamnă că este o relație de tip win-win, adică câștig-câștig. Că el câștigă bani și cumva tu câștigi faptul că ai scăpat de gunoi. De ce nu poate fi o relație funcțională vis-a-vis de ideea de mai sus? Asta înseamnă că cumva acel terapeut pur și simplu nu are capacitatea de a prelua și de a descărca într-un mod sigur gunoiul și de aceea el nu poate lua, nu poate prelua tot gunoiul dintr-o dată, ci doar puțin. Însă, ca terapeut, când ai de-a face cu un om, doi oameni, trei oameni, patru oameni, cinci oameni, șase oameni, dintr-o dată înseamnă că tu acumulezi și începi să ai probleme. Deci, nu poți prelua tot gunoiul dintr-o dată, dar poți prelua câte puțin de la fiecare. Și ca și cum terapeutul ar avea un văsulet mic, un castronaș și, practic, tu vrei să vii să torni cu o oală întreagă, cu dita mai cea unu. Și, practic, oricât ai turnat, tu nu reușești să torni prea mult pentru că castronașul este mic. Și sunt unii care au observat intuitiv, au înțeles acest aspect și ce au zis ei? A, B, C, D, terapeuți, o să mă duc la fiecare, fiecare mi-a câte puțin în această energie negativă și în felul ăsta mi-am rezolvat treaba.
Numai că lucrurile nu funcționează așa. Cum spuneam, terapeutul pur și simplu nu are capacitatea de a prelua și a descărca într-un mod sigur gunoiul și de aceea nu poate lua, nu poate prelua tot gunoiul dintr-o dată. Sunt unii care, înțelegând acest aspect, s-au gândit să meargă la mai mult pentru a goli întreaga oală. Și întrebarea care se pune este de ce a te duce la mai mulți terapeuți în același timp nu este o variantă viabilă. Haideți să o luăm așa, de la cel mai simplu. Când un om se duce la un terapeut, cumva are loc o deschidere în interiorul lui către acel terapeut. Îi dă ceva, va primi ceva și trebuie să facă lucrul ăla. Când se duce la următorul, la fel. Îi dă ceva, va primi ceva și la următorul la fel și la următorul la fel. Practic, sufletul cu cât se împarte între mai multe sisteme de terapie, cu atât capacitatea lui de vindecare scade mai mult. Așadar, nu este cea mai bună alegere, deoarece senzația aceea pe care unii o au cum că ar fi totul grozav și bine, este doar o senzație la nivel mental, pentru că o mare parte din gunoi se întoarce înapoi. Și o să te întreb, dar de ce se întoarce gunoiul înapoi? Este o vorbă care zice că era o persoană și vindea pisica seara și până dimineața pisica se întorcea înapoi și tot așa o vindea și iară se întorcea înapoi și tot timpul vindea pisica și din asta trăia bine mersi. Ei bine, energia cumva se comportă asemănător. Gunoiul nu e altceva decât propria energie vitală care este transformată, polarizată într-un mod negativ. Fiind polarizată într-un mod negativ, ea păstrează, de fapt, amprenta ta, frecvența ta, amprenta ta personală. De aceea, acest gunoi are un fel de memorie, de inteligență proprie, care îi permite să se întoarcă înapoi. Puteți să spuneți la acest gunoi cum vreți. Boală, poftă, duhuri, vicii, ghinion, nu contează. O energie care vă poate perturba. Dar o altă întrebare. De ce ar vrea gunoiul să se întoarcă înapoi? El vrea să se întoarcă înapoi din mai multe motive. Unu, este energia ta și tu ești creatorul ei. Doi, ea știe că numai acolo unde a apărut se poate transforma și ceea ce își dorește cel mai mult nu este să arunci această energie, să o arunci afară. Și ceea ce își dorește foarte mult este să se transforme din ceva rău în ceva bun. Pentru că e propria ta energie vitală, numai că, așa cum am spus, este polarizată negativ. Deci, este esențial să înțelegem acest aspect. Acum oamenii pot să citească la nivel vibrator energia fiecăruia. Așa cum noi lucrăm cu un cod de bare, un sistem de codare, un cod de bare pentru diverse produse, mărfuri, cam tot ce trece prin sistemul acesta legat de comerț, la fel, oamenii de știință au început să poată să înregistreze special aparatura de performanță care se ocupă de măsurători biometrice. Noi știm că ea înregistrează ADN-ul, amprentele papilare, amprenta iridiană, dar acum, deja de 10-15 ani, este înmagazinată, să zic așa, înregistrată această amprentă energo-informațională, această amprentă spirituală a noastră. Și așa cum oamenii
analizează un fir de nisip. Se poate spune istoria lui. Oamenii analizează o picătură de apă, se poate să spună istoria ei. Așa cum oamenii care gustând într-un pahar de vin, uitându-se la acest pahar, mirosând paharul, degustând paharul, vinul, poate să-ți dea seama de istoria acelui bob de strugure, de la origine până în prezent, e bine, la fel. Când un om scanează energia bioinformațională a unui alt om, poate să citească aproape întreg trecutul acelei persoane. O să mă întrebați, asta sună SF, s-ar putea să nu credem, totuși avem nevoie de mai multe informații în povestea asta. Da, în 1962, un fizician, un savant japonez, avea să descopere un sistem, un aparat care să citească aceste coduri energoinformaționale la nivel distal. Și el putea să citească absolut totul despre o ființă umană. Și el a fost unul dintre cei care a îmbunătățit extraordinar de mult sistemul Nakatani. Ei bine, totul poate fi decodat. Despre asta noi vom discuta în partea a doua. Acum ne oprim aici și, bineînțeles, vom reveni.